În data de 30 mai, FSANP a depus la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o plângere penală împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader, acuzându-l pe acesta de abuz în serviciu și de încălcare a dreptului de reprezentare sindicală. Ministrul Justiției, domnul profesor universitar dr. Tudorel Toader, a refuzat accesul reprezentanților legale ai Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, invocând un motiv de lipsă a reprezentativității, datorită faptului că noi, ca și Federație Sindicală, criticăm adesea inactivitatea domnului ministru și lipsa de preocupare în ceea ce privește acordarea drepturilor angajaților sistemului nostru. Motivul invocat de Tudorel Toader este unul absurd în opinia reprezentanților Federației. Întrucât nu au fost prezenți la întâlnirea cu ministrul, aceștia consideră o privare de informații corecte și concrete a opiniei publice și mass mediei. În urma plângerii penale, Tudorel Toader riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani, conform legii. Până când se va lua o măsură în baza plângerii penale, reprezentanții FSANP revin cu solicitarea ca ministrul Tudorel Toader să fie demis din funcție pentru incompetență și pentru încercările repetate de a dezinforma opinia publică.